Think about roots. Gândiți-vă la rădăcinile care cresc sub pământ în toate direcțiile, conectând organisme și plante. Organisms to each other, so many different plants to each other, growing infinitely in all directions, but still creating a very. Ele creează o bază foarte, foarte stabilă pe care lucrurile pot crește și pot evolua în continuu. O numesc rețeaua de rădăcini a planetei Pământ. Miceliul este rădăcina ciupercilor. Dacă este lăsat în pace, el poate să devină un shiitake sau portobello. Noi consumăm shiitake sau portobello, deci putem să mâncăm și miceliul. Bună, numele meu este Mazen. Trăiesc de peste 12 ani în Hamburg, dar vin din Liban, țara în care m-am născut și am crescut. M-am mutat în Germania pentru doctoratul în biotehnologie și biologie sintetică. Doresc să regândesc modul în care producem alimente. Reimagining and rethinking food production. Căutăm miceliul comestibil, sunt ciupercile ce în mod normal se pot cumpăra din supermarket sau pe care obișnuim să le mâncăm. Suntem capabili să separăm miceliul, după aceea îl creștem în laborator într-un mediu foarte controlat, în condiții controlate de temperatură și fermentație. Where we allow the right temperature, the right fermentation conditions. Punem miceliul în fermentator, precum în industria berii. În câteva zile, fermentația este completă. The fermentation is finished. What we have at the end. Ceea ce obținem la sfârșit este mult miceliu, biomasa noastră bogată în proteine. Conține o mulțime de fibre și nutrienți. Asta este ceea ce folosim ca ingredient principal pentru a merge în bucătărie și a face produsul finit. To go into the kitchen and develop final products around. Ciupercile comestibile sunt cunoscute pentru gustul delicios, bogat în umami. Asta face și biomasa pe care o producem. Este nevoie de o anumită textură și de un anumit simț gustativ pentru produsele pe care le realizăm. Dacă ne uităm la producția de alimente, creșterea animalelor este răspunzătoare de aproape 25% din emisiile de gaze cu efect de seră provocate de către om. Nu vorbim doar despre emisiile de CO2, ci și despre consumul de apă necesară în agricultură. Și este vorba despre terenul necesar creșterii animalelor. Cred cu adevărat că nu trebuie să înlocuim carnea, ci avem nevoie de alternative mai bune. De aceea îmi place cum trecem noi de la laborator la producție și după aceea în bucătărie. Iar în bucătărie este totul despre emoții și conexiuni prin hrană. Cred că ceea ce facem noi aici este viitorul. Nu este vorba doar despre gustul produsului, ci și despre felul în care se comportă la preparare. Sunt ferm convins că acesta este un factor foarte important, să le spui oamenilor că nu trebuie să schimbă felul în care gătesc dacă își schimbă obiceiurile. We are setting up a few collaborations also with. Consolidăm și cooperarea cu restaurante și unități de alimentație publică, mai ales în Europa, unde oamenii vor putea testa produsele noastre la începutul anului. Până la jumătatea anului vom fi activi pe 3 continente. Petrecem mult timp comunicând cu consumatorii pentru a înțelege care sunt nevoile lor. Intern avem o echipă cu oameni din peste 20 de țări diferite. Dorim să înțelegem cum experimentează, cum celebrează diferite culturi, diferite naționalități, alimentele noi.